găsit, dragilor! Sunt Diana Măcică. Haideți să vedem ce ne rezervă astrele și în această săptămână. Berbec. Descoperi și utilizezi totodată diferite tratamente pentru a-ți îmbunătăți starea de sănătate. La locul de muncă ești destul de eficient, creativ, empatic și dornic să-ți ajuți colegii, iar datorită laudelor primite vei fi și tu recunoscător. Taur. În această perioadă poți fi mai romantic și mai generos față de partenerul tău de viață și, de asemenea, vei fi mai tolerant față de copiii tăi dacă îi ai. În aceeași măsură, cei singuri pot fi atrași de oameni care împărtășesc aceleași convingeri și principii de viață. Gemeni. Circumstanțele din aceste zile te încurajează să descoperi mai multe despre cine ești cu adevărat. În același timp oferă și oportunități de a investi în imaginea ta și de a te dezvolta profesional. Poate exista un moment în care înțelegi rădăcinile dependențelor, viciilor și fricilor tale. Rac. Este posibil să fii experimentat recent o adevărată revelație. Este un moment în care experiențele de viață trăite, poate de natură sentimentală, sunt înțelese într-un sens mistic. Îți poți ierta fostul partener sau te poți îndrăgosti sub auspiciile acestui sextil. Leu. Contextul astrologic te sprijină la nivel emoțional și relațional. Ar trebui să folosești această ocazie pentru a da viață romantismului în viața de cuplu. Dacă ești singur, e foarte probabil să te îndrăgostești de cineva și poate chiar simți că ți-ai întâlnit sufletul pereche. Te bucuri de bună dispoziție, creativitate și talent artistic. Fecioară. În această perioadă devii mai iertătoare și mai bună decât de obicei. Ești tolerantă cu problemele de la locul de muncă și poți depăși temerile la care nici nu puteai să te gândești până acum. Balanță. Există șanse mari să fii atrasă de activități spirituale sau să participi la discuții despre subiecte mistice. În același timp, comportamentul tău are o latură sensibilă, este plin de bunătate și este capabil să înlocuiască entuziasmul cu pacea. Astfel, încearcă să te prețuiești mai mult și să fii mai bună cu tine. Scorpion. Poți să-i ajuți pe alții sau să scoți bani din buzunar pentru caritate. Este o perioadă bună pentru a lucra la propria căutare pentru vindecare. Nu este nimic rău în a consulta un psiholog sau un duhovnic. Ar trebui să-ți amintești că în trecut te-ai putut ierta și ai câștigat încrederea în tine. Săgetător. Zilele acestea vei fi mai încrezător și mai energic decât de obicei, iar prietenii tăi vor fi alături de tine pentru a te ajuta să-ți realizezi visele. Proiectul ale cărui baze le-ai pus de ceva vreme poate avea succes și vei culege roadele. Capricorn. Poți folosi situația astrologică a zilelor acestea pentru a te apropia de familia ta și pentru a ierta pe cei dragi. În același timp, va exista o atmosferă mai blândă în relațiile tale de cuplu și vei fi mai tolerant față de partenerul tău și față de persoanele cu care intri în contact. Vărsător. Ești mai tentat să-ți petreci următoarele zile făcându-ți sufletul fericit, mai ales pentru familia ta. Pe de altă parte, unii vărsători pot cheltui bani pentru a-i face curte persoanei de care i-a plăcut întotdeauna. Pești. Aspectele comunicării vor fi îmbunătățite în următoarea perioadă, astfel că ale tale cuvinte îi pot mângâia pe cei din jurul tău. Ceea ce spui este ca îmbrăcăminte, așa că nu-ți fie teamă să dai sfaturi. Cam atât pentru astăzi, dragilor, ne revedem și data viitoare!